Consilierii județeni au fost convocați în cadrul ședinței ordinare de la finalul acestui an. Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit 10 proiecte de hotărâre. Aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița la trimestrul 4 al anului 2018, stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița pentru anul 2019 sau aprobarea rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2018 au fost câteva din aceste proiecte. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu alte două proiecte de hotărâre. Și 9 de pentru de
20 de
aprobarea repartizării pe bugetele locale ale Ministerului Administrativ și Teritorial de Cinci au un sume de parcare în mod de venituri ale bugetului de stat pe anul 2018. Aici există un amendament. Comuna Sărățeni nu a fost beneficiile de parte această repartizare bugetară, pentru care vă propunem alocarea acestei sume către Comuna Ciuchina. Este vorba de 43.000 de lei, sume pentru echilibrarea petrolului. Ne-am fi dorit ca acest lucru să fie mult mai mare, însă este un cont de solicitări de primonică, de prevedere legii. V-am propus ca aceste sume să fie alocate La secțiunea diverse s-a discutat despre demararea unei investiții de anvergură în orașul Fierbinți Târg, ce vizează realizarea unui studio de film în valoare de 16 milioane de euro. Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, a mulțumit la final de an consilierilor pentru activitatea depusă în plenul Consiliului Județean. Vreau să aduc la cunoștința colegilor din Consiliul Județean de faptul că astăzi, într-una din localitățile sau reprezentantul unei localități din județul nostru, a semnat un contract de investiții pentru o sumă de 16 milioane de euro, bani care vor veni începând cu ianuarie 2019. Este vorba de o investiție în orașul Fierbinți, cel mai mare studio de televiziune din România. Cei care fac serialul la Fierbinți vor să-și dezvolte o bază și să se facă filme mult mai multe în România. Este un succes pentru județul Ialomița, indiferent cum îl cheamă pe primar sau ce culoare politică are. Va avea nevoie în viitor, domnule președinte, de sprijin din partea dumneavoastră pentru dezvoltarea infrastructurii de gaz și ce alte solicitări vor mai avea investitorii. Bugetul local al comunității va, din primele estimări, va avea un plus
ani la finalul investiției de 3 milioane de lei, deci localitatea, să spunem că intră pe profit, pe profit serios, pentru a putea să dezvolte și alte proiecte de infrastructură și cu siguranță vor aduce și alți investitori în zonă prin acest pas. E o veste care în contextul actual ne mai desfrânțește frunțile și eu solicit suportul tuturor în dezvoltarea acestui proiect și a unor proiecte care duc la dezvoltarea comunității noastre. Vă mulțumesc și sper să am sprijinul dumneavoastră, domnul președinte. Da. Vă rog, alte intervenții? Domnul președinte, în legătură cu societatea mea de drumuri, ce puteți să mai spuneți? Sunt strâns. Dacă tot vorbim despre drumuri, vreau să știu care este situația la Consiliul Județean pentru la contractul de gătiți în interioarea de vest, în zona de vest a județului Iarbuța. Da. Și o să răspund la aceste trei întrebări și aștept și altele. O să încep cu informația pe care domnul consilier Dragă Soare ne-a oferit-o astăzi. Cu siguranță, Consiliul Județean Iarbuța a sprijinit toate localitățile acestui județ și toate investițiile care se fac continuu. Sigur că Cherbințiu și localitățile din zona de vest a județului, care sunt în apropiere de București, au speranțe mult mai mari ca investiții serioase să se relocheze din București către această zonă. Nu contează cine este primarul, nu contează cine este firma, contează ca noi toți, Consiliul Județean și tot ce înseamnă instituții de la nivelul județului Iarbița, și aici mă refer la deconcentrate, la avizatori, la specialiști pe care noi avem, să sprijinim aceste investiții. Stăm la dispoziția oamenilor de afaceri, oricând, și avem toată disponibilitatea pentru a sprijini tot ce înseamnă investiții. Sigur că este acolo. Zona de vest a județului Iarbița putem considera la acest moment, la nivelul la care suntem, că este și o oarecare zonă, să spunem, favorizată, pentru că mă informez și eu că pe 27 este programat să semnăm cel mai mare contract de lucrări pe care l-a avut Consiliul Județean vreodată și se referă la reabilitarea, la modernizarea drumului județean 302, 101, care leagă Drăguiești, Roșiori, Movilița, Tridu, Fierbinți și Lavele, 50 de km de drum. S-a finalizat procedura de achiziție publică, s-a comunicat, s-a făcut comunicarea către agenții economici și, sigur, dacă nu vor fi contestații și noi considerăm că nu există niciun motiv de a exista aceste contestații, vom semna acest contract de lucrări și începând cu primăvara anului 2019 să se demareze lucrările pe acel tronson important de drum care este amplasat în zona de vest a județului. Tot în zona de vest se lucrează la podul de la Tridu, s-au instalat grinzile principale. Se lucra acum 201 linii când am trecut special prin zonă să văd stadiul lucrărilor. Constructorul are termen mai 2019. Din informațiile pe care noi le avem, acest contract se va finaliza în termen. Acestea sunt eforturile pe care noi le-am făcut împreună noastră și prin care încercăm să devenim un județ mai atractiv. Privire la problema ridicată de domnul consilier Nunu, pot să vă spun că societatea comercială, drumurile județene, la care noi suntem acționar unic, anul acesta a reușit să semneze contracte de aproximativ 20 de milioane de lei, 200 de miliarde și are prevăzut pentru anul 2019 contracte tot cam de această valoare. Este, din
discuție pe care l-am avut este cel mai bun an pe care l-a avut această societate în ultimii 5 ani. S-au avut eforturi mari, se lucrează, chiar au reușit să fie și în județul Ialomița și în județul Brăila și în Constanța, se lucrează acum la 213A, drumul Mărculești-Bucu, câștigat de către Societatea de Rosă de Drumuri. Noi avem și deschidem ofertele, dacă nu greșesc zilele acestea, pe 102H, Miloșești, Revigare și din primăvară vom începe lucrările și în acea zonă. Avem la acest moment documentele trimise pentru contractare, după ce a fost evaluat drumul județean 302, care la fel leagă zona de sud a județului cu zona de nord, Andrășești, Gheorghe Doja, Reviga, Popora și iese către Padina, un proiect de 25 de milioane, tot aproximativ 50 de kilometri de drum, semnând contractul în perioada imediat următoare. Se fac eforturi pentru ca și agenții economici și lui Societatea Rosă de Drumuri, dar și posibilii investitori să găsească un loc în Ialomița unde să dezvolte afacerile. Cu privire la problematica de domnul Maftei, vă pot informa că astăzi se semnează contractul de dezăvesire. Am avut două proceduri de licitație, nu s-a prezentat nicio societate comercială, am respectat legislația și astăzi, după ce s-au parcurs pașii de publicare în SICAP, după ce s-a făcut negocierea, vom semna contractul pentru dezăvesire pe zona de vest a județului. Pentru zona de est, Societatea Comercială de Drumuri Județene a preluat lotul 1, lotul 3. Am încercat să împărțim acest județ în loturi pentru că existența unui singur operator la nivelul județului Ialomița, care se ocupa de dezăvesire, ne-a adus în această situație. Societatea cu care am avut contract 3 ani de zile a primit o ofertă mult mai avantajoasă de la drumurile naționale, de la compania de autostrăzi și, bineînțeles, ca orice agent economic dorește să-și obțină profitul și a preferat să încheie contract cu compania națională de drumuri. Noi am împărțit pe loturi acest județ dând speranțe și agenților economici mai mici că pot participa la aceste proceduri. Din păcate, 3 ani de zile în care nu s-a dezvoltat aceste agenții economici, a făcut ca să nu fie atractiv la acest moment acest contract. Însă s-a negociat, discutăm de un contract care va avea 18 utilaje pentru cele două loturi. Vă pot informa că este la acest moment contractul încheiat cu drumurile și cel pe care vom încheia astăzi, ca și număr de utilaje triplu față de contractul vechi pe care noi îl aveam. Sigur că, în perspectivă, mai avem de rezolvat probleme privind acest contract de dezăpezire. Mi-aș dori ca la anul buget și o să vă propun să achiziționăm parazăpezi metri de drumuri pe care noi am evidențiat ca fiind cu probleme. Probabil ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care agenții economici nu au fost interesați. Nu doreau să achiziționeze parazăpezi de 150 de kilometri. Nu devine atractiv când încerci să te apropii de exigențe europene. Foarte puțin agenții economici reușesc la acest moment să se încadreze. Însă, de astăzi avem liniște că va fi semnat contractul. Noi luasem în calcul și altă variantă, aceea de a contracta cu agenți economici din fiecare localitate și poate să fie în viitor o, să zicem, o variantă de rezervă pentru aceste fenomene care de multe ori depășesc prevederile noastre contractuale. E greu să prevedem un utilaje pentru un cod roșu sau un cod portocaliu. Contractul pe care îl semnăm, îl semnăm pentru situații normale la care putem face față. Și atunci, cred că ar trebui să avem ca și alternativă pentru astfel de situații de cod portocaliu și cod roșu,
suplimentar față de contractele pe care noi le avem, să putem încheia contracte cu agenții economici din zonă care se pot mobiliza mult mai rapid. Deci, începând de astăzi, să este rezolvată și această problemă. Vreau să vă asigur că noi, de la începutul anului, de la procedura de realizare a unei documentații corespunzătoare cu nevoile pe care noi le-am identificat de-a lungul timpului, în ultimii 2 ani zile, împreună cu domnul prefect și salut, dar nu știu să ajungă la ședința noastră, am identificat exact zonele care creează mari probleme. Pentru acele zone am dorit să achiziționăm parazăpezii. Știam exact numărul utilajelor care este insuficient. Știm exact cum ar trebui să facem. Însă, nu sunt foarte multe societăți care se dotează cu un utilaj cu care se intervine eventual într-un caz fericit 3 luni de zile pe an. Și 9 luni se stea pe treabă. Dar perspectiva pe care noi avem și am înființat o societate comercială special pentru astfel de situații, dacă noi o tratăm corespunzător, atunci nu vom mai fi nevoiți să stăm la mâna unor agenți economici care pot sau nu să fie interesați de problemele pe care noi le avem. Cam asta nu dezăbrezirea. Dacă dumneavoastră aveți alte întrebări privind la activitate, suntem la un sfârșit de an și eu profit de ocazie să vă mulțumesc pentru activitatea pe care mi-a sfârșit-o în 2018. Nu a fost un an ușor deloc, nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, nici pentru colegii mei consilieri, din aparatul de specialitate al Consiliului. Probabil anii în care era mai multă liniște, s-au consumat până să ajungem noi la Consiliția. Eu tot sper să am șansa asta, poate, perioada asta de a carierei mele să ajung și în ziua în care să spun și eu, domnule, că astăzi sunt liniștit. În cei 18 ani de acum, n-am avut această posibilitate. Sper să o am cândva. Dar tot ceea ce vreau să spunem astăzi, tot ceea ce am făcut noi în cei 2 ani și, în mod special, anul acesta, îi se datorează și dumneavoastră tuturor din această sală și chiar și cei care nu sunt în această sală, pentru parteneriatul pe care l-am avut și, de fapt, este și presa și instituțiile de concertare din Jumătatea Consiliului. Vă mulțumim mult pentru că sunteți în această echipă, care într-o zi vă garantez că vă va aduce și satisfacțiile acelea pe care ni le dorim cu toții, pe care ni le dorim și noastră și cu care încă nu ne putem lăuda foarte mult în fața cetățenilor, pentru că aceasta este perioada pe care noi trebuie să o parcurgem, perioada în care noi trebuie să realizăm tot ceea ce înseamnă studii, tot ceea ce înseamnă documentații, pentru ca să avem speranța că vom crește acest grad de satisfacție al cetățenilor. Am spus-o, chiar dacă mă repet, chiar dacă poate unul ar fi mai bine, activitatea pe care noi am desfășurat-o și vom desfășura în următorii 2 ani de zile, probabil vor fi noi sau vor fi alții care vor culege roadele acestei activități, însă eu vă asigur că ne vom demonstra utilitatea și dumneavoastră și noi și administrația pe care eu o conduc în acest moment, ne vom demonstra utilitatea și la final veți avea satisfacția că ați făcut lucruri importante pentru județ. Vă mulțumesc și doresc o sărbători fericite tuturor, Crăciun fericit, să fiți bucuroși, să fiți fericiți și 2019 să începe, am cumpărat să vă dau și o veste, am cumpărat și un produs care vom avea șansa să mergem, să vedem și votul de la Tintu, să vedem și Tintu peste 2, să vedem și societatea pe care a anunțat-o domnul Soare astăzi, că funcționează și că aduce venituri importante orașului Fierbinți Târg. Mergem și la Fetești, la adăpostul Pesteresc, mergem și, știu, peste tot acolo, unde, la spitalul de la Țăndărei, unde suntem parteneri.